Da, vă mulțumesc. Eu cred că a meritat victoria. Probabil că meciul de cupă nu le-a relaxat, dar le-a deconcentrat în orice caz. Pe fetele de la Bistrița care au valoare, nu? Aici sunt extremele echipe naționale, sunt Inter de echipă națională, de Chintoan, n-are rost să vorbim, sau Mazăreanu, și noi le-am dovedit, ca să spun așa, mai un cuvânt mai uzual românesc, le-am dovedit cu voința, cu calitățile morale volitive pe tot parcursul celor 60 de minute. E adevărat că uneori și eu le-am împins de la spate. Vreau să vă spun că Ardeana Evisei este o fată admirabilă. O cunosc de 20 de ani. Am antrenat-o mult. N-a existat intenția de a da direct la faza care s-a petrecut prin minutul 9 sau 10, nu știu cum era, cu Paula Rădulescu, portarul nostru. Nici vorbă, nu o suspectez sub nicio formă, vă spun că e un exemplu de jucătoare. Ar fi bine dacă ar mai veni niște jucătoare și acum de calitatea și caracterul ei și inima ei pentru performanță. A făcut rezultate fantastice cu echipa națională. Știți foarte bine că a fost declarată cea mai bună extremă stângă din lume la campionatul mondial din 2005, deci nici nu cred că mai trebuie discutată problema asta. Dar tot la fel de adevărat este, și bănuiesc că și dumneavoastră sunteți de acord, că Paula Rădulescu nu primea golurile care le-a dat Bazaliu sau cealaltă Almudena. Și nici chiar Kovacevic când a venit acum în repriza a doua. Cu ea, poate că ne-ar fi fost mai ușor. Cu toate astea, e victoria. Nu sunt absurd, dar calitatea jocului n-a fost dintre cele cea dorită, pentru că eu am avut jucătoare care credeam că sunt remarca, trag echipa după ele, o Mihart, o Emilia Razic, și din păcate nu s-a întâmplat. Dar rețineți că noi jucăm cu 11 jucătoare sub 24 de ani, vorbesc de cele românce, tocmai făceam acum aici statistica, pe mine nu prea mă interesează că am rezolvat problema asta din primele 3 etape, 4 etape. Sunt jucătoare românce și satisfacția mea e cu mult mai mare atunci când niște jucătoare tinere joacă la nivelul unor vârfuri prin toate echipele naționale. Aici sunt extremele echipe naționale, sunt inter de echipe naționale din diverse țări. E o Mazăreanu cu experiență și un portar foarte bun care, în opinia mea, trebuia să fie mereu la națională, în opinia mea, repet, ca să nu se interpreteze altfel, nu fac eu selecția. O Chintoan cu o experiență extraordinară și de ce să nu recunoaștem? O Kovacevic care are venitul tuturor celor 7 ale mele din teren, împreună cu Paula în poartă, deci nu cu rezervele, cele două rezerve. Și ele ar trebui să se respecte, să respecte condițiile care le creează oamenii ăștia la Bistrița, niște condiții formidabile. Le face toate mofturile și toate, și lipsa asta de respect reciproc a dus Bistrița la în poziția asta. Sigur că Horațiu Pașca, nu, pentru că nu sunt nici prieteni, că eu suntem colegi, Horațiu Pașca nu putea să facă el acum minuni, dar în opinia mea
goana asta după senzațional cu antrenor străin, cu acest schimb care a fost, a plecat mereu, cam cum a plecat și de aici, de peste tot, numai de dragul de a declara că l-ai pe X sau pe Y, după ați văzut și la Brăila s-a întâmplat la fel, nu a fost benefică și acum echipa nu poate fi pusă pe picioare după ce a stat din iulie până în noiembrie, decembrie, în formula care a stat și cu programele și cu programul care asta nu poate să facă nici Orațiu, nu poate să facă furori. Nu e Mafalda ca să gata să le... Cu toate că sper că și dumneavoastră toată lumea recunoaște că de când s-a întors, echipa a jucat foarte bine. Mi se pare că are vreo 5 victorii consecutive, 4 sau 5, nu știu exact, că nu țin cont de bucătăria altora, dar faptul că a făcut 5 victorii înseamnă că e bine. Eu sper să se adune, ne doresc succes în mâine la tragere la sorți la Cupa României și să sperăm că se vor califica în Final Four și de acolo vor merge într-o cupă europeană, pentru că, repet, condițiile de aici sunt senzaționale acum, dar prin ceea ce am văzut și astăzi, sala nouă, care cred că va fi, nu cred că așa este, unicat în România, deci Bistrița, orașul, infrastructura care o are, merită să aibă o echipă competitivă, foarte competitivă. Sper să se gândească și ei mai mult la jucătoare românce. De altfel au și o echipă a doua care ar trebui să cam producă de acum, pentru că să cheltuie și acolo și să investește. Și ăsta e scopul echipei a doua. Altfel înseamnă că fac cultură fizică, medicală și nu e normal. Fac menținere și cu 4-5 jucătoare românce bune, cu caracter și cu o pregătire bună la ceea ce se preconizează din vară la baza de acolo, de la Unirea sau cum se numește comuna respectivă, cred că Bistrița în 2 ani poate să rezolve implicare la titlu.